Și ziua ne e frică de mergem pe stradă. Și ziua. Se poate întâmpla orice. Azi cu mine, mâine cu altul, cu mine cu altul. Scandalul de duminică dimineața, în urma căruia două persoane și-au pierdut viața, a băgat spaima în locuitorii municipiului Vulcan. Astăzi, zeci de trecători s-au oprit în locul unde s-a întâmplat crima, în fața pozelor celor doi decedați, pentru a-și exprima părerea de rău și pentru a le aduce un omagiu. Locul tragediei îi îngrozește. Oamenii spun că se tem de lumea în care au ajuns să trăiască. Trăim într-o lume fără căpătâi, într-o lume care nu mai are încredere în nimic în ziua de astăzi. Nu știu ce au făcut jandarmeria, n-au fost aici. Nu s-a văzut că ce are de gând dobitocul, tâmpitul. Eu, de exemplu, acum parcă n-aș avea curaj să mai trec pe aici. N-aș avea curaj să ocolesc cât se poate de mult zona. Posibilitatea de riscul vieții noastre, uite, oameni care căutăm de muncă și alții te omoară de nedrept. Ne fi frică în țara noastră, în orașul nostru, unde locuim, că doar toți suntem oameni și toți căutăm sens, să fim mai civilizați. Părea un oraș liniștit. Păi așa este, că doar stau aici de 20 ceva de ani în Valeș. Nu au fost probleme acum de 90 încoace, care s-au destrămat tot sistemul. Ne pare foarte rău ce se întâmplă și dacă mergem în ritmul ăsta, tot așa se va întâmpla. Fiindcă e singur oraș, municipiu din Bunedoara, care nu are jandar pe timp de noapte. Lupeni are, Petroșani are, aici nu patrulează nimeni pe noaptea. Aici se întâmplă tot felul de lucruri. Și restaurantele, cluburile de noapte, și este ora 11 să fie închise. Să nu mai este cluburi, restaurante pe timp de noapte. Revoltat de cele întâmplate este și primarul Gheorghe Ilă. Noi nu avem legi în România și asta o spun cu toată puterea, pentru că nu e posibil ca o persoană să-și permită să vină cu un iatagan pe stradă și să-și facă singur dreptate. Dar știți bine, și familia mea a fost într-o situație, deci dacă la primar ajungem să facă ordine alți derbedei și vagabonzi, atunci ce ne așteptăm? Nu! Eu consider că nu trebuie să iasă să iese cu topoare și cu pe stradă și cu cuțite, ci trebuie să fie ordine, să se facă ordine. Poliția îi prinde, îi arestează și judecătorile dă drumul. Nu e corect. Mai mult, spune edilul, în limita posibilităților va spori numărul echipelor de patrulare pe raza localității, dar pentru asta este nevoie să facă și angajări la poliția locală. Astăzi am avut deja examene pentru suplimentarea posturilor la poliția locală, să suplimentăm patrulele pe timp de noapte și, desigur, pentru ordine publică. Din păcate, este un număr limitat de polițiști locali care putem să-i utilizăm și să-i angajăm. Sunt 28, din care știți dumneavoastră bine, sunt concedii, sunt foi de boală, sunt repausurile care ei lucrează într-un flux continuu.